Astăzi am zis că o să discutăm despre interclasare. Și am zis să iau un enunț clar în care ne explică ce avem de făcut. Ne cere să construim un al treilea șir din două șiruri care sunt deja ordonate crescător. Interclasarea, și foarte bine, important de ținut lucrul ăsta, interclasarea se face doar pe șiruri ordonate. Nu contează dacă sunt crescător sau descrescător. O să lucrăm cu, o să mai fac un exercițiu după și cu un șir descrescător. Dar în principiu, de obicei sunt ordonate crescător, nu cred că e relevant lucrul ăsta, e foarte important să fie ordonat. Deci noi avem de făcut. Noi ce avem de făcut este să construim un al treilea șir care să conțină elementele din A și B dispuse crescător. Cea mai simplă metodă, zic că am două șiruri, nu știu, elemente, ups. Ok, deci avem un vector cu 5 elemente, 1, 2, 3, 4, și un vector, să zic, cu 3 elemente. Deci avem un șir cu, hai să le și populăm cu valori, 3, 5, 7, 10, 20, 24, 24, ok. 1, 4. Al treilea șir, având în vedere că trebuie să conțină elementele din ambele șiruri, hai să pun aici totuși un 5 și aici 6. Al treilea șir, având în vedere că trebuie să conțină elementele din ambele șiruri, deducem că lungimea lui este suma lungimilor celor două șiruri de mai sus. Deci, 5 plus 3, 8, înseamnă că avem nevoie de un vector cu 8 elemente. Cu 8 spații, minim 8 spații. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ok, hai să pun, zic că ăsta e șirul A, ăsta e șirul B. Oare pot să decupez să-l mut mai jos? 2 secunde, sau dacă pot să-l selectez. Ups. Vreau să-l mut mai jos, așa. Ok. Și ăsta o să fie șirul C, al treilea șir. Metoda cea mai simplă, care, nu știu, poate vine prima dată în cap, este la șirul A să concatenăm șirul B, deci pur și simplu la șirul A adăugăm elementele astea la final, sau invers, la șirul B elementele la șirul A și le sortăm. Doar că nu este eficient. Din punct de vedere al timpului, sortarea ori este O de N pătrat, unde N reprezintă lungimea șirului pe care îl sortăm, ori în cel mai bun caz O de N log N. În cazul de față, sortarea ar fi ori O de N plus M totul la pătrat, pentru că lungimea șirului obținută o să fie lungimea primului șir plus lungimea celui de-al doilea șir, ori, în cel mai bun caz, o să fie N plus M ori logaritm din N plus M. Pentru că sortarea, cea mai eficientă sortare posibilă, are complexitatea O de N logaritm în bază 2 din N. Și N reprezintă lungimea. În cazul de față, având în vedere că avem două lungimi, trebuie să le adunăm. Și am spus în video complexitatea că nu folosim operații de gradul 1 sau de gradul 2 în complexități, dar în cazul de față, eu ziceam că nu folosim în momentul în care avem constante. Nu știu, N plus o valoare, N plus 5, N plus un număr. Dar în cazul de față avem două variabile și putem să le adunăm, putem să le și înmulțim dacă e cazul, dar, și avem nevoie de ele în complexitate. Este quicksor? Nu, nu, nu. Ok. Dar noi nu o să folosim metoda cu sortarea pentru că există o metodă și mai eficientă, având în vedere că șirurile noastre sunt deja sortate crescător. Șirul ăsta e sortat crescător și ăsta la fel. Și acum o să folosesc, pentru a parcurge șirurile, o să folosesc câte un iterator pentru fiecare șir. Pentru primul șir iterator o să fie i, variabila i. Pentru al doilea șir, hai să pun un egal, pentru al doilea șir, iteratorul o să fie J.
Pentru al treilea șir, scuze, eventual o să avem o variabilă lungime pe care o să o creștem, dar nu o să mai scrie cea că nu e relevant. E relevant, se teratorește de aici. Scuze. Ok, și hai să începem. I-ul nostru o să plece de la începutul șirului și cu J-ul la fel, deci trebuie să inițializăm acești doi iteratori. O să inițializăm cu 1 pentru că asta e prima poziție din ambele șiruri. O să comparăm la fiecare pas ADI cu BDJ. Având în vedere că avem nevoie de al treilea șir, că avem nevoie ca în al treilea șir să avem elementele sortate crescător, o să-l folosim pe elementul mai mic. În cazul de față, comparăm ADI cu BDJ. Care dintre ele două este mai mic? Păi, BDJ are valoarea 1. ADI are valoarea 3 și 1 e mai mic decât 3. Deci eu aici în al treilea șir o să-l adaug pe 1, dar având în vedere că deja l-am folosit aici, nu mai am nevoie de el. Și pot să trec mai departe cu iteratul, să trec în următoarea poziție nefolosită din șir. Deci o să cresc valoarea lui J. O să cresc valoarea la 2. Și din nou aceeași comparare. ADI cum este față de BDJ? Este mai mic. Deci am nevoie de ADI, o să-l iau de aici. O să-l pun, ai, bine, nu-l iau practic cu mâna și-l pun mai jos, o să-l copiez cumva, o să-i atribui valoarea în prima poziție liberă din al treilea șir. Și din nou, l-am folosit pe I, îl creștem, am folosit ADI, creștem poziția lui I. Și acum când comparăm, observăm că cele două elemente sunt egale. ADI este egal cu BDJ. În unele probleme, specifică dacă să afișăm ambele numere sau să afișăm unul singur sau să nu afișăm niciunul dintre ele în cazul în care sunt egale. Dar observăm aici în exemplu că avem 8 sau de, cred că primul e 4, 4 cu 4 sunt egale și sunt afișate ambele. Deci în cazul nostru o să le afișăm pe ambele. Pun aici 5, îl folosesc și pe BDJ și pe ADI, și având în vedere că le folosesc pe amândouă, cresc la ambele valoare. Din nou aceeași verificare, BDJ este mai mic decât ADI, o să îl scriu pe BDJ aici. Nu erau ordonate? Nu. Nu mergea dacă nu erau ordonate. Și acum când îl cresc pe J, observ că este în afara șirului. Și ADI nu mai am cu cine să-l compar. Așa că orice am aici, știu cu siguranță că este mai mare decât finalul șirului. Oare am sărit? Da, deci tot ce am aici, ce a mai rămas aici care nu este pus în C, știu cu siguranță că este mai mare decât BDJ, decât ultimul BDJ, decât BDM, dacă e M lungimea lui B. Așa că o să scriu toate elementele din A care ne-au mai rămas în vectorul C. Ok. În cazul în care, hai să zic că în, deci am 7, 10, 24. Chiar dacă vectorul ăsta e mai lung, nu e neapărat să se termine el ultimul. Poate se termină de parcurs șirul ăsta ultimul. Atunci hai să luăm alte valori aici ca să explicăm și chestia asta. Aici am, hai să pun aici, să șterg ăsta. Și aici o să pun 25. Cred că ar trebui să șterg și din șir. Și pe 6. 10, 20. Ok. 7 cu 25. Bine, ăsta nu prea seamănă cu 25, dar cred că mai bine îl fac 26. De 7 cu 26 e mai mic, îl scriu pe 7. Cresc iteratorul. 10 cu 26... e mai mic, îl scriu pe 10, îl și cresc iteratorul, cresc pe I. 24 cu 26 e mai mic, cresc iteratorul și am ieșit. Am terminat cu primul șir. Observăm că mai rămânem cu ăsta, care este mai mare decât finalul primului șir. Nu mai avem cu cine să-l comparăm și o să-l scriem la finalul șirului. Și așa funcționează interclasarea, asta e conceptul. Acum o să începem să scriem și cod. Ok, vedem că avem citire din fișier, afișare în fișier, trebuie să afișăm 10 valori pe o linie, maxim 100.000 de elemente și numere mai mici decât 1.000.000.
Aici dacă era numărul, nu știu, valorile puteau să fie mai mici decât 10.000 sau ceva în genul ăsta, mult mai rapid ar fi fost cu un vector de frecvență. Sau ba nu, era aceeași complexitate cu vectorul de frecvență, de fapt, că tot trebuia să parcurg ambele șiruri ca să calculezi vectorul de frecvență. Deci, tot acolo. Eventual, vector de frecvență ca să ocupă mai puțin spațiu. În cazul de față nu e relevant un vector de frecvență pentru că avem 1.000.000 de numere și vectorul de 1.000.000 nu prea e ok. Facem merge pentru două șiruri dacă unul e sortat. O să facem după, Bahoi. Există două metode, una mai tricky și una mai normală pe care vă recomand la examen. E super simplu. Ok, hai să începem să scriem cod, interclasare.in și interclasare.out. Avem nevoie de librăria fstream. După using namespace std deschidem fișierul din care vrem să citim, input file stream, metoda cu care citim fin, și interclasare.in. Atenție, aici ES-ul ăsta nu l-am adăugat eu, e adăugat automat. Am mai văzut oameni care mă întrebau cum să adaug ES-ul ăsta, că nu se poate adăuga, dar e parametru funcției. Fin, asta e o funcție pe care o apelez și ES-ul ăsta reprezintă denumirea parametrului, între ghilimele. Eu n-am nicio treabă, nu i-am adăugat, i-am adăugat automat. Nu e nicio problemă dacă nu apare. Cred că pot să scot chestia asta cum. Citim prima dată lungimea primului șir, apoi primul șir, al doilea șir, ok. Int a de 100.000, 1, b de 100.000, 1, c de, important, am zis că lungimea maximă. Se poate face și fără al treilea șir, să afișăm direct pe ecran, dar având în vedere că vrem să respectăm modalitatea de rezolvare a exercițiului, la bacalaureat de obicei se zice că modifici în memorie sau construiești în memorie un șir, o să vrem să păstrăm chestia asta și o să declarăm un al treilea șir și o să construim un al treilea șir care o să fie de lungime, deci la interclasare maxim, lungimea celui de al treilea șir obținut este suma celor două șiruri citite de la tastatură. Deci în cel mai rău caz ai 200.000 1 elemente. Nu 1, nu 2, 1. Eu aici am 100.000 1 pentru că citesc de la 1 până la 100.000 maxim. Trebuie să am una în plus. Nu pot să scriu 100.000 aici. Ultima poziție nu se poate folosi. De asta am 200.000 1 aici. Ok. Lungimea primului șir, lungimea celui de al doilea șir și lungimea celui de al... Nu știu. Lungime C. Sau lungime. Care începe de la 0. Nu are nimic șirul la început. Citesc pe N, mă rog, fin, N. Apoi am un for, o să iau și iteratorul aici, o să iau iteratorul J. Forul meu pleacă de la 1, merge până la N. Plus plus I. Citesc pe ADI. Da. Și după ce am citit primul șir, trebuie să citesc lungimea celui de al doilea șir. Și apoi îl citesc pe cel de-al doilea șir. Fin. BDI. Ok. Ok, și acum trebuie să facem interclasarea. Care am zis că e primul pas în desen aici. Am setat ambii iteratori la 1. Iteratorii cu care mergem pe primul șir și pe al doilea șir. Deci ambii iteratori egal cu 1. Putem scrie egal cu J egal cu 1. Că setează ambele variabile la 1. Sau putem scrie egal cu 1. La doua linie J egal cu 1. E același lucru. Sau chestia asta. Deci la fel toate. Sau putem, de fapt nu poți să faci la declarare că folosim un for you. O să scriu așa că poate mai ușor de înțeles. Nu contează. Și o să am un cât timp în care parcurg ambele șiruri în același timp și o să mă opresc când cu cel puțin un iterator termin un șir. Adică în cazul nostru, când ori aici era 26, șterna șirul ăsta, ieșeam afară, atunci o să mă opresc cu while-ul, ori când era 7 aici, sau nu mai știu, cred că era 6 aici, și mă opream cu șirul A undeva pe aici, că nu mai aveam ce să citesc din B, că ieșeam afară din B. Deci o să merg cât timp, lungimea lui I, că iteratorul lui I nu iese din șir, adică I este mai mic egal decât lungimea lui A, și J este mai mic egal decât lungimea lui B. Ok. Aici începe chestia șmecheră, comparările. Dacă A de I este mai mic decât B de J, ce am făcut? Păi, eu aici
A, BDI era mai mic, bine, nu era ADI, dar era BDI mai mic, l-am pus pe BDI, PDJ, scuze, nu BDI. L-am pus pe BDJ în cel de-al treilea șir și apoi am crescut valoarea lui J. Deci, dacă ADI este mai mic, înseamnă că trebuie să-l pun pe ADI în șir. Și acum, putem face următorul lucru. Creștem valoarea lungimii, ca să ajungă lungimea la 1 și pe C de lungime, sau să creăm un nou spațiu liber între ghilimele, că spațiile deja sunt create, nu pui space după structure. Așa nu pun, de obicei pun la final. Egal cu ADI, că ăsta e mai mic și trebuie să creștem și eu, că am folosit ADI, gata. Totodată, lucrul ăsta e echivalent cu C de plus plus lungime. Și acum ca să vă explic pe scurt ce înseamnă chestia asta. Dacă avem C de plus plus L egal cu X, ce face calculatorul nostru în spate este C de L plus plus și apoi C de L egal cu X. Dacă avem C de L plus plus egal cu X, compilatorul prima dată face atribuirea și abia apoi incrementează variabila. Deci, dacă este plus plus înainte, prima dată se execută incrementarea, apoi atribuirea, iar dacă e după, prima dată se execută atribuirea și abia apoi incrementarea. Deci nu e relevant, nu contează cum vreți voi să scrieți. Puteți să scrieți C de plus plus lungime sau prima dată plus plus lungime și abia apoi să faceți atribuirea. Sau puteți să, nu știu, să plecați cu valoarea 1, să puneți pe C de lungime și abia apoi să faceți incrementarea. Deci există mai multe soluții pentru a rezolva problema asta. Mai multe, bine, nu e o soluție total diferită, doar am modificat de unde până unde e al treilea șir al nostru. Da, puteai. Ok. Dacă ADI nu este mai mic, înseamnă că poate BDJ este mai mic decât ADI. Deci, noi ce trebuie să facem același lucru ca mai sus, numai că în loc de ADI avem BDJ. Și creștem pe J în loc să-l creștem pe I. Da, întotdeauna există, dar încerc să le explic pentru că pentru majoritatea elevilor nu e clar de ce unii fac în parantezele astea plus plus. Consideră că nu se poate așa ceva, că e prea complicat să înțeleagă. E foarte simplu. Dacă le explică cineva, înțeleg. Dar de obicei nu stă toată lumea să explice. Ok, l-am folosit pe BDJ, trecem mai departe cu iteratorul celui de-al doilea șir. Și apoi în cazul în care nici ADI nu e mai mic decât BDJ, nici BDJ nu e mai mic decât ADI, rămâne cazul de egalitate. Deci pe else nu mai trebuie să pun if BDJ egal cu ADI, că știu sigur că sunt egale. Că dacă nu erau egale, intrau în unul din astea două if-uri. Și aici, pur și simplu, ce pot să fac, lungime, punct și virgulă, C de lungime egal cu ADI, din nou creștem, și C de lungime egal cu BDJ, sau tot ADI, nu contează, poți spune de două ori ADI, poți spune de două ori BDJ, nu contează pentru că sunt egale valori. Și trebuie să creștem și I-ul și J-ul pentru că le-am folosit pe amândouă, I++ și J++. Nu o să încerc să fac și aici ADI++ ca să nu, sau AD, a, da, ADI++ ca să nu, nu neapărat să vă sperii, dar devine și mai confusing chestia asta. ADI++ ce face? Prima dată atribuirea și apoi crește iteratorul I. Deci nu mai trebuie să fac eu I++ aici, de exemplu, dacă fac ADI++, nu mai trebuie să fac I++ aici. Asta e tot. Dar nu facem lucruri complicate pentru că la BAC, de fapt, la niciun examen nu trebuie să faci I++, e doar comoditatea ta de a scrie mai puțin cod, eventual. Dar nu e relevant lucrul ăsta. Și interclasarea e importantă pentru BAC, pică la BAC. Da. Deci n-ai cu cine. De-aia, eu încerc să explic, oricât de simplu ar fi, există persoane care nu înțeleg toate conceptele, care nu înțeleg, da, nu înțeleg nici conceptele simple și dacă n-ai pe cineva să explice, ți se pare foarte nașpa informatică. Ok. Deci am crescut, am pus în share, am crescut ambii iteratori. Și acum când ieșim din while, intervine cazul în care noi n-am terminat ambele share-uri. Unul din share-uri nu este terminat. Nu e obligatoriu să nu fie terminat, pentru că dacă la final pe ultimele poziții sunt elemente egale, teoretic share-urile se termină în același timp. Dar
În cazul nostru nu am parcurs șirurile, ambele șiruri până la final. Trebuie să le parcurgem. Cum le parcurgem? Pur și simplu o să am două while-uri separate, nu unul în altul. Un while care o să meargă cât timp i este mai mic egal decât lungimea primului șir și pur și simplu execut chestia asta de aici. Deci ce-o mai rămas? O să ajungă în cel de-al treilea șir. O secundă să văd dacă fac. Identarea asta nu prea îmi place, da? Sau? Ba da, înseamnă că e corect. Ok. Deci aici iau restul din primul șir și îl adaug în cel de-al treilea șir pe care îl creăm noi. Și același lucru trebuie să fac și cu cel de-al doilea șir. Și poate o să întrebați, bine, dar cum știu care șir s-a terminat sau care șir nu s-a terminat? Păi, dacă un șir s-a terminat, dacă, de exemplu, am parcurs tot primul șir, eu cu siguranță că nu o să intre, programul meu nu o să ruleze while-ul ăsta, pentru că am terminat primul șir, i-ul automat o să fie mai mare decât n. Având în vedere că este mai mare, cu siguranță nu o să ruleze while-ul ăsta. La fel și pentru al doilea. Ok. Și acum, după ce am rulat toate while-urile astea, trebuie să fac și afișarea, trebuie să fiu atent pentru că trebuie să afișez 10 elemente pe o linie. Există mai multe modalități de a afișa 10 elemente pe o linie. Merg cu iteratorul de la ei, nu mai e relevant. Poți să folosești chip, poți să folosești j, nu mai contează. Important este să merg până la lungime aici și să afișez CDI. Bine. Fout. Acum trebuie să afișez și un endline. Trebuie să-l afișez din 10 în 10. Ori număr câte elemente am afișat. Iau un counter care numără și o să fac if counter egal cu 10, se aude endline, counter egal cu 1 sau cu 0. Sau pot să fac următoarea schemă. Dacă i modulo 10 egal cu 0, dacă i este multiplu de 10, o să afișez un endline. Adică, păi, când o să trebuiască eu să afișez endline? Când sunt pe un element, pe al 10-lea element din linie, imediat după al 10-lea element de pe o linie. Și o să am eu, nu știu, 10, după al 10-lea element eu numără pe al câtele element sunt și endline după al 10-lea element, după al 20-lea element și așa mai departe. Ok, hai să vedem și dacă funcționează să fac aici două fișiere repede, repede. Bine, un fișier. Clasare.in. Iau exemplu de aici. Nu trebuie și spații. Ah, ba da, am uitat de spații, scuze. Mersi, Bahoi. Vedem dacă avem erori. Erori nu. Se afișează 8, 8, 9, 9, dar nu se afișează 12. Să vedem dacă am făcut ceva greșit. 8, 8, 9, 9. Trebuie neapărat punctin. Păi dacă aici scrie că fișierul de intrare e punctin, nu întotdeauna e punctin. Poate să fie orice, dar dacă în codul nostru al problemei scrie că trebuie să fie punctin, punem punctin. Out, no, no. Înseamnă că probabil nu am citit corect. Plus, plus. In BDI, mai mic egal decât M. A, am pus aici mai mic egal decât N în loc de M. Da. La bug, de obicei, mai este și .xt, bug.xt, dar știți, anunțul și vedeți care e denumirea fișierului. Ok, funcționează. Copiez. Okay. Nu trebuie. Nu, nu, nu. Deci, apostrofele se folosesc când vrei să afișezi un singur caracter. Ghilimele se folosesc când vrei să afișezi mai multe caractere, dar nu e obligatoriu ghilimelele să le folosești. Scuze. Ghilimele le poți folosi și pentru un singur caracter. Ideea e că ghilimelele se consideră șir de caractere. Apostrofele se consideră caracter. Tu dacă faci char c, declari o variabilă a c de tipul char și faci c egal cu între apostrofe, merge. Dacă scrii între ghilimele, se consideră eroare pentru că nu poți să atribui un șir de caractere unui singur caracter. Deci nu o să funcționeze dacă faci chestia asta, dar aici la afișare nu e relevant, poți pui și ghilimele. Nu afectează. Dar la asta sunt folosite.
Ok. Depinde de limbaj. Bă, da, cred. La Python, în Python cred că merg ghilimelele oricum. Adică poți să folosești ghilimele, poți să folosești apostrofe, nu mai țin minte. Ok, hai să vedem ăsta cu descrescător. Space de două ori pe space, dar trebuie space. Dacă las două spații, da, trebuie ghilimele, că nu funcționează. Nu poți face ABC între apostrofe. Așa, hai să începem să facem problema asta. E la fel, numai că al doilea șir este ordonat descrescător. Trebuie să afișăm bine, numai valorile pare. Asta e o condiție în plus. Câte? 20 pe o linie. Având în vedere că șirul nostru este ordonat descrescător, avem două variante. Ori începem cu parcurgerea șirului de la final și mergem spre început. Ori în momentul în care facem aici citirea celui de-al doilea șir, putem începe cu citirea de la M și merge mai mare egal decât 1 și I minus minus. Astfel în B o să avem șirul ordonat crescător. Deci după citirea, având în vedere că noi citim invers, șirul se inversează și putem să îl citim și de la final spre început. Asta e ca un fel de un trick super simplu, dar aș prefera să facem totuși cu parcurgere de la final spre început în interclasare, nu în citire. Deci noi ce o să avem de modificat? Hai să văd care e lungimea maximă, în primul rând. Tot 100.000, elementele cel puțin un element par. Ok, interclasare 3 puncti, aia mă rog, o să modific când o să pun pe pb.info. Deci doar valorile pare. O să modific peste codul ăsta că nu e foarte mult de modificat. În loc de 1 aici o să plec de la m și o să fac mai mare egal decât 1. Doar că în momentul în care eu fac compararea asta, înainte să atribui, verific dacă elementul meu este par. Pentru că, și puteți să spuneți bine, dar de ce n-ai făcut verificarea mai sus aici, direct în if? Pentru că interclasarea nu o să funcționeze altfel dacă eu verific aici. Dacă eu verific că AD este par aici, nu o să mai ajungă să crească pe I. Și chiar dacă e impar, eu tot trebuie să trec peste el, nu-l folosesc, dar mie este elementul mai mic și eu tot trebuie să trec peste el. Astfel că verificarea noastră o să fie făcută separat și I++ trebuie făcut dacă intră în if-ul cu mai mic, nu cu par. If-ul cu par doar vedem dacă adăugăm sau nu în unde este trick-ul. A, bă, nu e un trick, da, na. Deci, verificarea am zis că o facem separat. I++ trebuie făcut în if-ul ăsta de aici cu compararea. Numai că trebuie să scriem același lucru și aici. BDJ, dar având în vedere că cel de-al doilea șir al nostru este ordonat descrescător, plecând de la M, în loc de J++ o facem J minus minus. Dacă ADI este par, nu contează dacă verificăm ADI sau BDI aici, având în vedere că sunt egale, numai că J minus minus aici. Și aici la fel. Și aici aproximativ. Și J minus minus aici. Important, având în vedere că noi trebuie să afișăm 20 de elemente pe linie, în loc de modulo 10, aici o să fie modulo 20. Dăm run, bine. N-am introdus exemplu, nu știu de ce de run, având în vedere că am greșit și citirea. Pentru că trebuie să citim N-ul și M-ul împreună față de problema trecută, unde M-ul era după N, după șirul N. De ce am pus în out? Nu știu. 2, 4, 3, 3, 3, 2, 8, 8. Ia să vedem dacă e corect. 2, 4, 2, 4, 2, 8, 8. Să sperăm. Opa! Că n-am modificat fișierele din care citim și din care afișăm. Cred că asta a fost greu. Ah, super. E picat site-ul? Nu, se încarcă mai greu soluțiile, nu e picat. Am văzut un model de subiect de bac la un moment dat, în care citeai din două fișiere un șir de numere și trebuia să faci interclasarea
fără, deci soluția era să faci, să obții un al treilea șir, să-l afișezi pe ecran, dar numărul de maxim de, de elemente din fișier pe care puteai citi din ambele fișiere era 1.000.000 pentru fiecare șir, pentru fiecare fișier. Deci nu puteam folosi un vector acolo. Nu știu dacă mai găsesc modelul ăla, sincer, dar o să vă explic pe scurt ce presupunea. Deci eu am două șiruri, două fișiere, hai zic interclasare 1, interclasare 2 punctin. Interclasare punctin, interclasare, hai să-i spun interclasare 1, na, ca să nu mai stau. The name, yes. Nu știu la ce am dat yes acolo, dar știu că-s de acord. Ok. Trebuia să afișăm pe ecran, aici aveam un șir de numere, nu știu, nu contează, care erau, contează că sortate crescător, din nou. Ambele sunt sortate crescător, pentru că dacă era una descrescător, nu puteam rezolva problema eficient, nu puteam parcurge de la final. Pentru că nu puteam folosi șiruri. Maxim 1.000.000 în șirul ăsta, de numere, maxim 1.000.000 de numere și în șirul ăsta. Deci nu avem voie cu... vectori, cu tablouri. E important că nu avem numărul de elemente dinainte. Aici nu citim N și apoi N elemente, nici aici. Avem direct șirul de elemente. Și cum merge sort? Merge sort e cu divided impera. Când o să, după ce o să explic divided impera, poate o să explic și merge sort-ul. Și cum trebuie să lucrăm cu chestia asta, având în vedere că nu știm dinainte numărul de elemente pentru fiecare șir. O să facem afișare pe ecran, o să avem nevoie de librăria YoStream și o să deschidem, aici mare atenție, o să deschidem două fișiere, fin 1, fin 2. Cu fin 1 o să citim din primul fișier, cu fin 2 din al doilea fișier. Nu o să mai avem, mă gândesc dacă mai avem ceva de aici, nu, o să avem doar X și Y, cred, nu mai amintesc exact, dar cred că așa. Nu o să citim nici elementele într-un șir, nici lungimile lor, deci nu mai avem nevoie de astea, și nici iteratori. Și cum o să facem? V-am explicat la un moment dat de comanda fin.endofFile. EOF returnează 1 dacă am ajuns la finalul fișierului și 0 altfel. EOF se referă la endofFile. Și trebuie cât timp n-am ajuns la finalul fișierului cu 1 din fișiere, să continuăm cu interclasarea. Șterge tot. Da, cred că o să șterg tot pentru că e foarte mult de modificat și chiar nu are sens. Cât timp nu am ajuns la finalul fișierului cu primul element, deci cât timp not EOF cu primul element, cu primul fișier, și n-am ajuns nici la finalul celui de-al doilea fișier, trebuie să fac interclasarea. Important e să citesc, cred că prima citire trebuie să fie, stați așa, cu X o să citesc elementul din primul fișier. Hai să zic X. Da, o să zic X. Deci, în X o să rețin primul element din primul fișier și cu Y primul element din al doilea fișier. Nu merge să faci? Păi, asta e schema. La interclasare, nu citești întotdeauna. A, ai pus link? Aici nu mergea lucrul ăsta. Fin 1. Și fin 2. Y. De ce? Pentru că chestia asta îmi schimbă la fiecare pas din while atât X-ul cât și Y-ul. Dar eu n-am nevoie să-mi fie schimbate și X-ul și Y-ul la fiecare pas din while. Eu am nevoie doar când am folosit sau când nu mai am nevoie de X sau de Y. Atunci o să schimb pe unul din ele. Dar nu întotdeauna. Și ăsta era șmenul, că nu poți să folosești comanda asta. Trebuie să lucrezi cu end of file aici, neapărat. Hai să facem fin.endofFile. Și not 2.endofFile. Ok. Acum verific cum e X față de Y. Dacă X e mai mic, afișez X în spațiu. Și îl citesc în continuare pe X. Modific pe X. Altfel, out Y spațiu, îl citesc pe Y. Altfel, bine, hai să mai pun condiții. Merge și fără condiția aia. Că dacă nu e mai mic, ori e mai mare, ori e egal. Dacă Y e mai mic decât X, am zis să scriu așa să fie mai explicit. Else,
Înseamnă că sunt egale și trebuie să le afișez pe amândouă. Din EOF? Da, se poate folosi la bac. E din Ifstream. E din librăria Ifstream. Și aici trebuie să citesc atât pe X, cât și pe Y. Asta am văzut într-un model de bac, așa mi-am inteles, dar e super interesantă problema că foarte puțini oameni lucrează cu EOF și se pune, dacă se pune sau se menționează la școală despre EOF, se pune foarte puțin accentul despre funcția asta și utilă în unele cazuri. Ok. Și avem același lucru de făcut și aici, să mergem cu fișierul care nu s-a terminat până la finalul lui. Out X, spațiu, din 1, X, cât timp n-am terminat al doilea fișier. Out Y, și îl citesc și pe al doilea element. Ok. Hai să vedem dacă și funcționează. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9, 12, 13, da, funcționează.